Sunt Isabela Weibel, bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Transilvania Policromă. Vă reamintim că ne puteți vedea și pe portalul video al televiziunii române tvrplus.ro, iar pe pagina noastră de Facebook și canalul YouTube al emisiunii puteți găsi alte materiale și informații actuale. Centrul pentru Pace și Prevenirea Violenței și-a atins prin proiectul Cluj United for Mali țelul și anume de a strânge donații pentru achiziționarea corturilor necesare pentru refugiații din Mali, unde mii de familii au fugit de război. Înainte de a discuta despre ONG CPVP, Centrul pentru Pace și Prevenirea Violenței, vă invit să vizionați un material despre situația din Mali. The situation in Mali is urgent. And protection needs for the most vulnerable are enormous. Thousands of families have fled from their homes, and thousands are struggling for survival. Villages are destroyed, schools are ruined, and children separated from their families are being used as child soldiers. At the moment, the Center for Peace and Violence Prevention is providing protection and assistance to the internally displaced people living in Falaji refugee camp on the outskirts of Bamako. Deme kamuso bere deme kademsenu deme parce que ni sengen nana jamana kono muso de follow be sen. Bon, nous sommes dans la fière. Tout est la fière, tout est la fière, Jamana est la fière. Ni sei ba e doro aka ande ma jikola saminya fana sira buguti mako si boro sigiyoro ko kagile amma mako min sira ka ande ma be akadi ala ya akadi anye. The urgent needs are tent and shelter materials for the most vulnerable that are sleeping on the ground. Our goal is to provide one tent to each of the 216 families living on the camp. The cost per tent is 50 euros, and every penny donated will be used for the intended purpose. Alături de noi în studio se află Călina Negreanu, Gonzac Isira Bahenda și Ina Ferhan. Bine ați venit! Bine te-am găsit! Te-am găsit, Iza! Ce înseamnă acest NGO CPVP? Ce faceți? Cu ce se ocupă acest NGO? Mulțumesc! Centrul pentru Pace și Prevenirea Conflictelor a fost fondat în 2012, ca scopuri general să lucrăm cu zonele în care afla conflict și ca să ajută persoana să știe cum să preveni conflict și să ajută cu persoane care aflat în situație de urgență. Și cine sunt membrii acestui ONG? Avem membri din diferite categorie. Sunt membri care sunt în Africa, membri care sunt în Viena și aici în România avem membri. Și știu că este vorba de un NGO, de un ONG internațional, pentru că și CPVP Viena, adică Austria, este foarte, foarte activă. Și, Călina, îmi permit să ne tutuim aici pentru că ne cunoaștem de mai mult timp. Tu ai fost prezentă la un eveniment în Viena? Da, organizația are mai multe țări în care funcționează și în Austria, în această vară, am participat la un eveniment
care a strâns fonduri pentru proiectul United for Mali. Am cântat și am interacționat cu cei de acolo, comunitatea locală românească, creștină, împreună cu echipa din Austria. Au strâns fonduri pentru acest proiect și ulterior au mai avut loc tot două evenimente care au reușit să strângă fonduri considerabile pentru acest proiect. Au fost diferite evenimente, momente ale evenimentului care au ajutat să se conecteze cu oamenii care au participat și să înțeleagă situația critică din Africa, mai exact Mali. Și aici ajungem să vorbim și despre un proiect foarte important, Cluj United for Mali. Da, proiectul a avut loc, adică evenimentul a avut loc în iunie. A fost un eveniment cultural unde s-au prezentat anumite aspecte, s-au dat informații legate de situația refugiaților din tabăra de lângă Bamako, Falage, unde nici nu ne putem imagina ce situație deplorabilă există acolo. Evenimentul a avut succes, am reușit să strângem aproximativ 800 de euro. Sunt foarte bucuroși și pe lângă faptul că am reușit să strângem fonduri, mulți voluntari au venit, de fapt persoane au venit să ne întrebe dacă pot să se alăture echipei CPVP. Ulterior au devenit voluntari și s-au înscris mai departe în CPVP. Echipa actuală este formată din cei care au venit să abordeze președintele Charles. Și chiar și în Cluj a avut loc un eveniment pentru a strânge această sumă de donații pentru corturile din Mali. Câteva cuvinte despre evenimentul din 2019 care a avut loc pe strada Horia în Cluj-Napoca. Da, la H33. Da. S-au reunit persoane care au vorbit despre situația refugiaților. Eu personal am cântat la pian împreună cu o elevă de-a mea. Au fost de la teatru, au improvizat pe tema acestui eveniment. S-au prezentat fotografii cu cei din Africa, situația din Mali. Charles Rato a vorbit despre această situație. A fost și mâncare atât africană cât și românească. Voie bună, lumea a venit, a întrebat, a interacționat, ne-am simțit foarte bine și rezultatul a fost surprinzător, spun eu, pentru că e destul de greu să ajutăm, dar am reușit în cele din urmă. Și știu că erau și alte proiecte care au contribuit la această sumă, la această donație și câteva cuvinte despre celelalte proiecte, celelalte evenimente care au avut loc atât în anul 2019 cât și în anul 2020, la început, respectiv la final, mai mult în 2019, și câteva cuvinte despre situația actuală, unde se află președintele CPVP și ce se întâmplă în următoarele zile, respectiv săptămâni. Bun, ca să o iau cu începutul, despre United for Mali suntem foarte încântați că am ajuns să atingem acest prag de 10.000 de euro pe care ni l-am propus. Cum spunea și Călina, mare parte din această sumă a fost strânsă de colegii din Austria, oarecum și contextul cultural, socio-economic este diferit între România și Austria și atunci poate a fost mai tangibil să se strângă acești bani mai mulți de acolo. În România s-a început cu acest eveniment Cluj United for Mali, după care am mai avut evenimente de strângere de fonduri, un târg de donații în toamnă, am mai avut o seară de film la care am încercat să strângem fonduri și multe alte evenimente mici. În Viena, cum spunea și Călina, la fel, echipa de acolo s-a axat pe o serie de evenimente mai mici prin care să conștientizeze comunitatea locală
de nevoile refugiaților din tabăra Valagie. Și uite că s-a ajuns unde se dorea. Motiv pentru care, săptămâna trecută, doi dintre colegii noștri din Viena au ajuns în Bamako, iar în dimineața aceasta și Charles Rato a zburat înspre Mali și urmează ca toți trei să se alăture echipei locale, pentru că CPVP are o echipă deja formată în Mali, care funcționează de câțiva ani, și împreună cu ei să construiască corturile respective. Zilele acestea se vor ocupa de curățarea sitului, efectiv, pentru că în taberele de acest gen de refugiați nu se ține, nu e totul perfect ordonat, să zicem așa, așa că se va începe cu pregătirea locului, mai apoi construirea corturilor și se încearcă mai multe proiecte acolo. Unul este de a încuraja femeile să producă anumite lucruri pe care le pot vinde pentru a se autosusține, gen fabricație de săpun la nivel local. Se încearcă să se alimenteze cu apă tabăra și se va lucra și cu guvernul de acolo, probabil instituții locale, pentru a asigura un trai cât se poate de la limita decenței, pentru că decent nu va fi în curând. Și știu că echipa CPVP Viena a ajuns și cu câteva cadouri, care apar acum în imagini, pentru că știu că ați primit și un mesaj de către cei care au ajuns. Exact, care au ajuns am deja. Primit și noi din România. Da. Două valize cât permitea zborul. Haine și cu apuci, haine și în special articole de îmbrăcăminte și încălțăminte. Momentan în tabără sunt peste 1000 de oameni. La acesta vor ajunge în special cei mai în situația cea mai critică. Colegii din Viena au dus și un geamantan întreg cu mingi de fotbal pe care l-au umflat acolo să aibă copii cu ce să juca. Și despre câteva cuvinte despre proiecte de viitor. CPVP la nivel global este implicat oarecum pe trei direcții de acțiune. Prima fiind cea de ajutor umanitar imediat în situații de conflict și post-conflict, precum este acest proiect United for Mali. Mai apoi investiția în educație, pentru că suntem de părere că atâta vreme cât un copil ajunge să fie educat, își poate depăși condiția și atunci mai bine îl înveți omul să pescuiască decât să-i dai un pește. Și în al treilea rând încercăm să sprijinim femeile și tineretul în programe antiviolență și de autosustinere, de empowerment. În anul care vine, pe plan local, încercăm să ne implicăm în comunitatea clujană. Vom începe în această duminică, de exemplu, un proiect în care o să mergem în casele de seniori și o să socializăm cu oamenii de acolo, pentru că ne-am dat seama că foarte multă lume uită pe bătrâni și nevoia cea mai stringentă pe care o au este aceea de a avea pe cineva lângă, de cineva cu care să vorbească, și vrem să încercăm să suplinim pe cât se poate această nevoie. Mai apoi urmează să pornim un program prin școlile și liceele clujene de stoparea violenței sau descurajare mai degrabă a violenței în rândul copiilor și elevilor prin tot felul de proiecte de educație non-formală. Și o altă zonă spre care ne îndreptăm este aceea de a propovădui pacea prin artă. Avem un proiect muzical, vrem să încercăm și proiecte de teatru, fotografie și orice fel de expresie artistică care poate clădi poduri între oameni în loc de dezbinare. Aș vrea să adaug ceva, scuze. Da?
Un proiect foarte drag mie este cel cu sponsorizează un copil din Africa, pentru că noi cei de aici, din Cluj sau România, putem să ajutăm un copil din Africa să le plătim, să-i plătim taxele pentru ca să-și poată achiziționa ghiozdan, rechizite, uniformă. Mulți cred că este, nu este mare lucru, dar pentru ei este foarte important și putem de aici să sponsorizăm, să ajutăm cu bani un copil din Africa să aibă acces mai ușor la școală. Și pentru că am ajuns la tine, Călina, te rog să ne dai câteva cuvinte despre tine. Cine ești? De ce ești activ în CPVP? Ce te-a dus aici, la acest ONG? Sunt profesoară de pian de peste 10 ani și am ajuns în acest ONG tocmai prin muzică. Predau pian și lucrez cu copiii. Și prin Charles am ajuns să cânt la evenimentul United for Mali și am fost onorată că am putut să cânt împreună acolo. Este ceva ce fac de foarte mult timp și așa am ajuns ca să mă implic mult mai mult în acest ONG și să merg și în alte direcții, nu numai de muzică. Iar vicepreședintele CPVP România este alături de noi. Câteva cuvinte despre tine și cum te-ai învățat limba română așa de bine. Da, mulțumesc. Ai zis că sunt vicepreședinte, sunt din Rwanda. Am avut bursa la statului român. Am venit aici în 2014 pentru master. Am venit să facem master în asistență socială. Acum sunt doctorant, anul 3, la Babeș-Bolyai Universitate, la Cluj. Tot face cercetare despre munca dintre tineri absolvinți sau munca mai multe să vadă tineri supracalificat, care face munca sub nivelul de calificare. Cum ai întrebat, am învățat român, am avut un an pregătitor. Dacă este brusieră statul român, trebuie să începe cu anul de limba română. Am făcut asta și mă bucur să fi implicate din proiecte asta, pentru că având că sunt din Africa, Rwanda, țara mea a avut ceva genocid în 1994, știi situația refugiaților și ce înseamnă pace și sunt asistent social, profesionist și am avut multe să împărtășesc cu coreg și mă bucur că român a acceptat ideea asta și așa e. Mulțumim! Iar unde vă găsim și câteva cuvinte despre directorul CPVP România, Ina? Ne puteți găsi, hai că începem cu partea cea mai importantă, pe internet la cpvp.org, de la organizație, pe Facebook la fel, căutați CPVP, Center for Peace and Violence Prevention, la fel și pe Instagram și pe Twitter. Oricum, dacă ne căutați, ne găsiți cu siguranță. Eu sunt unul dintre voluntarii găsiți la evenimentul Cluj United for Mali. M-am alăturat echipei cu mult drag imediat după eveniment. Am puțin experiență în domeniul voluntariatului. De acum mulți ani, pe vremea facultății, era membru al Amnesty International. Și în momentul când am ajuns la eveniment, efectiv, am simțit nevoia să mă reimplic, pentru că după o pauză de mai bine de 10 ani de lipsă de voluntariat, am resimțit nevoia să mă implic activ în astfel de proiecte, pentru că este foarte important, consider eu, pentru fericirea sufletească și mulțumirea de sine. Și ca și o ultimă întrebare, de ce credeți că ar trebui tinerii și nu numai să fie activi ca și voluntari într-un ONG, fie CPVP, dacă se poate fi într-un alt NGO? În primul rând, voluntariatul ajută foarte mult la angajare și cred că amândoi puteți fi de acord cu treaba asta. Da.
Din nefericire, toți angajatorii își doresc să aibă angajați tineri, dar cu experiență. Ceea ce oarecum se exclude reciproc. Se poate face această experiență prin internship-uri, prin programe de voluntariat la care se participe activ. În momentul în care faci treaba asta, aici adăuga pe CV. Mai mult, înveți să lucrezi în echipă, înveți să coordonezi proiecte, înveți skill-uri de la colegi, ai numai de câștigat. Pe de cealaltă parte, exact ce spuneam despre mine, câștigi liniște. Liniște că faci ceva bun, că faci ceva pentru altul. Și nu există mulțumire mai mare decât să dai și să ajuți din puținul pe care l-ai. Da, oamenii cu suflet mare reușesc să ajute și să se bucure, fără să aștepte prea mult în schimb. Și mai ales în direcția asta, scuze-mă, Călina, de care ziceam pentru tineret, noi o să începem să acceptăm practicanți, adică voluntari, da, care de la diverse facultăți, care ar dori să facă perioada de practică cu noi, aprobată de facultate, îi primim cu mâine deschise pentru că avem mult de muncă și cred că găsim ceva pentru fiecare. Iar consacrat. Și ce pot să aducă e ca voluntari pot și să profită cu, o să facem și cercetător pe teren și putem să le ajută să știe ce fel de cercetător, cum să analiză datelor, cum să vorbim. O să avem multe de a învăța dacă o să avem voluntari. Știu că foarte mulți viitori voluntari întreabă dacă vor ajunge în Africa. Răspunsul care ar fi? Cum s-a întâmplat acum cu programul United for Mali, uite că parte din echipa noastră, deci din Europa, a plecat în Africa. Noi am deschis această posibilitate întregii echipe și cine a putut a plecat. Din echipa locală, din Cluj, doar Charles Rato a reușit să plece, pentru că noi fiecare suntem ba cu familie, ba cu muncă. Sau și-și. Și mai greu cu concediile. Dar dacă se poate, da, se poate. Iar viitorii voluntari vă găsesc și pe rețelele de socializare. Facebook, Instagram, Twitter. Vă scriu direct sau care ne este? Ne pot scrie da, direct, ne pot căuta, suntem prompți în a răspunde mesajelor și deschiși oricăror solicitări și idei de colaborare. Și câteva cuvinte despre următorul proiect care va avea loc săptămâna aceasta, duminică. Știu că aici câteva cuvinte nu s-au spus despre un proiect asemănător, un eveniment asemănător care a avut loc în luna decembrie, o masă caldă, unde ați fost prezenți, Călina și Ina. Da. Să știu bine amân. Da. Este un proiect sau ongoing, organizat de un alt ONG, O Masă Caldă, se numește, care oferă șansa voluntarilor să meargă la centrul lor, unde pot pregăti împreună o masă caldă și a oferi clujenilor dezavantajați. Noi am fost în decembrie, am gătit aproximativ 80 de porții de paste cu sos, da, și carne de pui. Și am mers mai apoi în piața Caragiale, unde am distribuit-o oamenilor fără adăpost și celor cu afectați de sărăcie din Cluj. Da. A fost experiență. Da, ne-am bucurat că am putut să participăm alături de celălalt ONG, O Masă Caldă, să ajutăm și poate pe viitor vom reuși chiar noi, CPVP, să facem proiecte asemănătoare. Vă mulțumim foarte mult, felicitări pentru că ați reușit prin CPVP să adunați această sumă importantă pentru refugiații din Mali și succes în continuare. Mulțumim că ați fost astăzi. Mulțumim frumos!
Colega mea, Maria Cinajiga, a realizat în anul 2019 un interviu cu Charles Fratto, președintele ONG-ului Centrul pentru Pace și Prevenirea Violenței. În urmă cu 18 ani era refugiat în Mali. A supraviețuit la două războaie civile, iar acum este președinte și fondator al unei organizații care ajută refugiații. O organizație dedicată unei culturi a păcii și a respectului pentru demnitatea umană în regiunile de conflict și post-conflict. Pe data de 22 iunie va organiza la Cluj unul din multele evenimente caritabile pe care le organizează pentru ajutorarea refugiaților. Discutăm în continuare despre acest eveniment, dar și despre această poveste impresionantă de viață. Spun acum bun venit lui Charles Fratto, care este președinte și fondator al Centrului pentru Pace și Prevenirea Violenței și Georgianei Bigea, care este voluntar în cadrul acestui centru și coorganizator al evenimentului de caritate care Uniți pentru Clujul Unit pentru Mali și care ne va ajuta puțin și cu traducerea. Bun venit și Georgiana. Welcome, Charles. Thank you. Thank you for accepting our invitation. Thank you. Charles, it's your story is very impressive, very touching. How come a person that was a refugee 18 years ago is now an accomplished research scientist with years of experience in conflict analysis, systemic peace building, post-war recovery? Tell me a little bit about yourself. O să l-am întrebat pe Charles cum se face ca un o persoană care în urmă cu 18 ani a fost el însuși refugiat chiar în Mali, a devenit acum un cercetător de succes. El este cercetător aici la noi în Cluj. O să aflăm puțin mai mult și despre acest background al lui, cu ani de experiență în ce înseamnă analiza conflictelor, peace building, deci de construcția păcii, despre ce înseamnă reconstrucția după război, practic. When I grew up as a child, my entire life was surrounded by conflict. That's all I knew, that's all I saw as a child growing up. I experienced war in many different countries, but it started with my country, Liberia, then in Sierra Leone. And when there is a war, nothing works, nothing happens. The economy is shut down, hospitals are shut down. All you see is death and pain. And as I... Pentru Charles, copilăria lui în Sierra Leone și în Liberia a fost pe fundalul războiului, iar atunci când este război, nimic nu funcționează, spitalele, instituțiile nu te pot ajuta. At some point in my life I was captured and I became a child soldier in the war, and in 2001 I decided to escape my country and I went to Mali. Charles a fost și capturat și a servit ca și copil soldat, iar în 2001 a decis să fugă și să scape din acea zonă. And from Mali, I was at the time Mali was quite a peaceful country. There were no violence. It was much more peaceful. There were some instabilities. There were some degrees of concerns, but it was in a violent form of conflict at the time. Iar în acel moment s-a dus în Mali, care la momentul respectiv era o țară destul de pacifistă, cu niște probleme, dar nimic foarte grav. So in Mali I had no hope. I never ever thought I was going to live long enough to survive, because I had basically I was living all by myself. And then I got an opportunity to be adopted by a Nigerian family. În Mali nu credea că o să supraviețuiască, pentru că nu erau prea multe posibilități pentru el, dar apoi a fost adoptat de o familie nigeriană. And then in Nigeria I had a chance to have an education and to experience for the first time after so many years, perhaps after half of my lifetime at the time, to understand what peace was. Și acolo în Nigeria pentru prima dată a înțeles ce înseamnă pacea pentru prima dată în viața lui. And I built a motivation that I was going to help as many people as I could and help as many children as I could help. Și acolo, de acolo vine motivația că vrea să ajute cât de mulți copii și cât de mulți oameni poate să cunoască pacea. In growing up in the war, I had no ideas of what people outside the war thought about people like me. But when I got to Nigeria and I started to read the newspapers, I started to see the various narratives, how people think about child soldiers, they are lost generation, or they are evil set of people. And so the messages I was getting was quite disturbing
to me personally, and I thought about, well, some of these things are true, but a vast majority of them are not true. Și tot în Nigeria și-a dat seama ce zice lumea despre copiii ca și el, copiii soldat, că sunt o generație pierdută și de cum sunt priviți de fapt. Yeah. Because, for example, I in my whole life I never drank alcohol, I never tasted cigarettes, and I don't know how an alcohol tastes. So I started thinking to myself, what is it I can do to have a sort of balance? On the one hand, to make people of my background know that they themselves are responsible for their own reintegration and their own success in life. On the other hand, how can society look at us differently? And so I decided to channel all of this passion into education and peace building. And so I decided I was going to go as far as doing a PhD level. Și atunci toată pasiunea asta a canalizat-o pe de-o parte să arate celor care supraviețuiesc în aceste zone de conflict că există speranță și că este responsabilitatea lor să se reintegreze ulterior, dar și celorlalți care este de fapt realitatea, până când chiar a decis să facă un doctorat pe tema de peace building, de construirea păcii. Chiar vreau să te întreb acum, Charles, cum ai ajuns tu la Cluj, de ce ai ales Clujul, practic, de ce și acest eveniment are loc acum la Cluj, organizat de către tine. So I wanted to ask you, why did you choose Cluj and for how long are you living already here? And tell me about, I understood that your PhD is... is here in Cluj. Yes, here in Cluj, yeah. Yes, well, when I finished my BSc, my bachelor's in Nigeria, I started looking for countries I could go to, in my opinion, countries that I thought were very peaceful countries. And so one of the countries on my list was Romania. Când a terminat licența în Nigeria, căuta țări unde să fie pace și una dintre țările pe care le-a găsit a fost România. Now, when I speak about a peaceful country, I mean a country that is not aggressive, that is not invading other countries, that is not destroying other countries. Because I've seen people die in front of me every time. I've seen mothers cry over the loss of their children. I've seen babies starve to death. And I've seen the worst of the worst. Căuta o țară care nu invadează nicio altă țară, nu este invadată, pentru că amintirile lui erau cu foarte multe durere și suferință în jur. And my mindset was, which country would I go to that is so, that is not involving a lot of these kind of things, that I was studied in peace and I have to think about the politics or the foreign policy of that country, and few of the countries that came to my mind was Romania, and fortunately they had a course I wanted to study, and that was something that intrigued me and drew me to Romania. Deci, printre țările care nu aveau o politică externă așa de agitată, a apărut România și un program care îl interesa în domeniul de pace. Am urmărit un interviu cu Charles Vrato, președintele CPVP, care a fost prezent aici în anul 2019 și a fost prezent să ne dea un interviu aici în studio TVR Cluj. Mobilitatea urbană durabilă, soluții de trafic, transport public și logistică se numește proiectul actual al AHK, Camera de Comerț și Industrie Română-Germană. Acest proiect are loc în 21 ianuarie în Cluj-Napoca, aici având loc atât întâlniri cu reprezentanții primăriei, cât și întâlniri individuale între reprezentanții firmelor germane participante la acest proiect și reprezentanții firmelor românești din regiune interesați de colaborare în acest domeniu. La un proiect asemănător, denumit Bayern Meets Cluj, a fost prezentă și echipa TVR Cluj. Eu mi-au rămas bun, sunt Izabela Weibel, vă doresc o săptămână plăcută și vă așteptăm cu drag în fața ecranului săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Transilvania Policromă. Reamintesc că ne puteți vedea și pe portalul video al televiziunii române tvrplus.ro. Vă așteptăm și pe pagina noastră de Facebook și canalul YouTube al emisiunii. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, la tașra, la revedere! Im Rahmen des Programms Bayern meets Cluj wurde ein Klausenburger IT-Unternehmen von einer aus 30 Personen bestehenden Delegation besucht und besichtigt. Zu dem Unternehmen berichteten Hilda Frum und Gotti Bottond, Account Manager. Unser Unternehmen gibt schon seit mehr als 10 Jahren. Wir sind schon bei fast 350 Leute
gewachsen und wachsen ständig. Das ist nichts so Besonderes, aber die deutsche Kultur, würde ich sagen, die deutsche Atmosphäre haben wir überall in unseren Räumen. Wir sprechen fast den ganzen Tag Deutsch. Das glaube ich, dass uns von viele Unternehmen aus Cluj unterscheidet. Ja, auf jeden Fall. Es gibt die Sprachbarrieren eigentlich, die wir quasi abdecken. Also es gibt halt sehr viele Mitarbeiter, die Deutsch quasi in unserem Unternehmen sprechen. Wir bieten auch nebenan verschiedene Kooperationsmöglichkeiten an oder Kooperationsmodelle für unseren Partnern. Nebenan ist die eigentlich kulturelle Einstellung des Unternehmens ganz modern. Das ist auch ein Unterschied jetzt zwischen uns und den anderen IT-Unternehmen machen kann. Ja. Ich stimme zu. Und da wir uns diesen guten Ruf gemacht haben, wir haben heute eine Delegation aus Deutschland bei uns zu Besuch. Und gerade jetzt besuchen sie alle unsere Räumlichkeiten. Viele unserer Projekte werden dargestellt. Und wir hoffen, wir können da in ein, zwei Stunden einen guten Überblick schaffen. Und dieser guten Ruf soll dann weiter verbreitet werden, so gesagt, in Deutschland. Jetzt endlich sind es jetzt 29, 30 Personen, die sich unsere Räumlichkeiten angucken, einen Überblick über die Projekte haben. Und das können sie entweder in ihrem Unternehmen auch verbreiten, als auch in ganz Deutschland an Kontakten und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt ist jetzt der Grund oder der Zweck, ein Netzwerk aufzubauen, in Kontakt mit Leuten zu treten und wenn es geht, dann auch Zusammenarbeit oder Kooperationsmöglichkeiten gemeinsam zu diskutieren und Partnerschaften quasi aufzubauen. Zusammenarbeit, hast du gesagt. Wir beide arbeiten auch sehr gut zusammen und das ist was unser Unternehmen auch von anderen Unternehmen unterscheidet. Würde ich sagen, die Zusammenarbeit innerhalb des Unternehmens verbreiten wir dann weiter zwischen unseren Partnern. Nicht wahr? Ja, da kann ich eigentlich nur zustimmen. Ja. Unser Unternehmen ist auf 8 Kompetenzzentren aufgeteilt. Ich kann 4 davon aufzählen. Digital Workplace, Scientific and Medical, Business Integration und Cloud and Mobile. Ja, auf der anderen Seite decken wir dann den Bereich SAP Beratungsleistungen ab, nebenan Business Quality, also hauptsächlich Qualitätsmanagement und Testen. Dann gibt es auch so einen weiteren Bereich im Support und Operations, das wir quasi abdecken können. Inwieweit ist die deutsche Sprache, die deutsche Kultur in dem Unternehmen, in dem wir uns heute befinden, wichtig und präsent? Wichtig, glaube ich, ist nicht genug oder nicht stark genug, das so auszudrücken. Ist eigentlich mehr als wichtig und deswegen wir versuchen auch, was uns möglich ist, zu investieren und die Kollegen zu unterstützen, dass sie bei der deutschen Sprache sich tagtäglich verbessern. Wie sieht die Zusammenarbeit zwischen Siebenbürgen, zwischen Klausenburg, zwischen Ihrer Firma und dem Land Bayern aus? Land Bayern ist eigentlich unser Standort in Deutschland, von daher ist eigentlich der wichtigste Land für uns oder da, wo wir uns unsere Wurzeln in Deutschland haben. Klar, mit einem Unternehmen mit über 370 Mitarbeitern sind Unternehmen aus Bayern, aus Süddeutschland sehr, sehr wichtige Partner, mit denen wir dann letztendlich im Bereich Innovationen, aber auch im Bereich Retail, Automotive und so weiter dann zusammenarbeiten. Darf man fragen, aus welcher Richtung sich Ihr Unternehmen vielleicht mehr wünscht, mehr Unterstützung, sei es vielleicht auch mehr Präsenz? Jetzt ist eine schwierige Frage.
kommt vielleicht so mehr, also wir würden uns auf jeden Fall wünschen, dass wir Unterstützung hier von der lokalen Politik, aber auch von der nationalen Politik wünschen, um die Möglichkeit uns zu geben, im Ausland, klar in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern, uns zu präsentieren und letztendlich die Fähigkeiten, die Kompetenzen, die Art und Weise, wie wir Sachen innovieren, in der Lage zu sein, das darzustellen und ja, das mal zu zeigen, was das Land, was letztendlich Cluj oder was wir als Unternehmen anbieten können. Und inwieweit hat sich vielleicht die IT-Branche hier vor Ort in Klausenburg in den letzten Jahren verändert? In welche Richtung rasen wir geradezu? Hat sich sehr stark verändert. Letztendlich die IT-Industrie war vor 5 oder 10 Jahren sehr stark geprägt von ja, Bereitstellung von bestimmten technologischen Skills oder Ressourcen, also reine Ressourcen. Mittlerweile haben die Unternehmen in Cluj mehr und mehr in Richtung Mehrwertprodukte entwickelt und wir selber positionieren wir uns als ein Full IT Services Supplier. Das heißt, wir bieten letztendlich IT-Dienstleistungen, also Services und Lösungen für den Markt. Wir befinden uns heute hier in Siebenbürgen bei einem IT-Unternehmen. Welchen Eindruck hinterlässt Ihnen der Besuch, die Besichtigung dieses Unternehmens? Ich bin hoch beeindruckt, was hier steht, wie das auch alles aufgebaut und ausgestattet ist. Und ja, das gefällt mir ausgezeichnet. Ich bin sehr, sehr angetan, weil man hier vieles sieht, wohin sich unsere Unternehmen in den nächsten Jahren entwickeln werden. Immer mehr Kreativität, die Förderung der Kreativität, immer mehr Offenheit. Und das ist hier wirklich ganz toll überall umgesetzt. Und vor allen Dingen beeindruckt mich auch, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unheimlich freundlich sind und strahlen. Inwieweit ist die deutsche Sprache, eventuell die deutsche Kultur noch oder schon in Siebenbürgen in Rumänien präsent? Also ich denke, mit meiner nicht allzu großen Erfahrung, aber ich bin doch immer wieder in Rumänien und es ist hier noch sehr präsent und immer wieder auch bei jungen Menschen präsent. Und nicht nur jetzt unbedingt bei Deutschstämmigen, sondern überhaupt bei allen Rumäninnen und Rumänen. Viele lernen ja noch Deutsch in der Schule und ich denke, das ist eine ganz tolle Sache, auch für uns in Deutschland, um einfach immer wieder die Brücke zu Rumänien schlagen zu können. Und darf ich fragen, das ist eine etwas kreativere Frage vielleicht, bei dem kurzen Besuch, seit einer Stunde sind Sie erst hier bei dem IT-Unternehmen. Wie würden Sie dieses IT-Unternehmen in 3 Worten beschreiben? Kreativ, jung und dynamisch. Balog Attila arbeitet seit 5 Jahren bei dem Unternehmen und seit bereits 4 Jahren für die aktuellen Kunden, für welche er mit seinem Team an und mit Messgeräten arbeitet. Dieses Gerät misst Schaum. Wir haben viele Sensoren und Kameras auf dem Gerät. Es gibt eine Kamera, die analysiert, wie viele Bläschen es im Schaum gibt. Es gibt 2 Sensoren, die messen, wie viel Wasser jetzt im Schaum ist. Und es gibt eine sehr dünne und hohe Kamera und sie misst die Höhe des Schaums während der Messung. Das macht dieser Device. Und dort kannst du ein Software sehen. Wir haben viele Bilder und können die Analysen hier mit Knöpfen machen. Das Gerät steuern und dort kannst du den Schaum sehen. Und dort siehst du, wie viele Bläschen im Schaum sind. Es gibt viele Anwendungen. Im Bier muss zum Beispiel ein Schaum vorhanden sein und in einer Farbe darf kein Schaumanteil sein. Und auch in anderen Domänen verwendet man dies. Bei den speziell eingerichteten Booths der Kompetenzzentren kam die Delegation in Kontakt mit den Spezialisten des Unternehmens. Wir occupăm de testarea produselor soft, în colaborare cu parteneri atât din Germania cât și din România. Eu lucrez în momentul de față pe un proiect din zona e-commerce cu niște colegi din Germania, în zona de retailer. Un retailer din Germania și pe plan european, unul dintre cei mai mari retailer. Ce este proiectul pe care lucrezi? Cu ce se ocupă proiectul pe care lucrezi acum?
Cum ziceam, e din zona de e-commerce. Eu și colegii mei din zona asta ne ocupăm de partea de testare. Practic testarea atât produselor care interacționează clienții retailerului, cât și pentru angajații interni ai companiei. Că vorbim de zona de online shop, că vorbim de partea de ce se întâmplă în spate, stocul logistic, toate sunt testate în această companie. Din ce țară provin partenerii sau clienții actuali? Pe proiectul pe care lucrez provin din Germania, practic acolo este holdingul din care fac parte practic mai multe țări. Deci, practic, interacționăm cu clienți, parteneri și din Suedia, Austria, Ungaria și alte țări europene, 15 țări sunt în total. Pentru că tu nu astăzi ai început să lucrezi în domeniul IT, dacă vezi vreo diferență care a apărut în domeniul de IT aici în Cluj? Da, practic Clujul a fost așa foarte schimbat de domeniul IT. Practic se poate vedea și ca și de la condiții de lucru, de la oamenii cu care lucrăm, deschiderea și modul de colaborare între noi în companiile IT este altul față de ce am găsit la alte companii care nu sunt neapărat în domeniul IT. Ok, poate era și vârsta la momentul respectiv, dar acum părea eu destul de diferită. Nu neapărat că lucrurile nu mergeau bine, dar aici merg foarte bine. Pentru un coleg nou venit, să spunem, în firmă, care nu are de-a face nimic cu acest domeniu, trebuie să înțeleagă faptul că meseria noastră constă în principal în asigurarea calității produselor. Lucrăm împreună cu echipa de development pentru a oferi un produs final, stabil și ce poate fi folosit de către utilizatorul final în condițiile dorite de către acesta. Principiul. Munca noastră zilnică, ce pot spune, constă în diferite task-uri ce pot varia de la ședințe zilnice până la efectuarea testării efective asupra aplicațiilor, cât și o parte de documentație și chiar transfer de cunoștințe către alte echipe. Și pentru că vorbim aici de o piață vorbitoare de limba germană, cât de prezentă este, după părerea ta, limba și cultura germană? Să știți că e foarte importantă cultura clientului cu care lucrezi. Trebuie să o înțelegi, trebuie să te mapezi pe ea și împreună cu acesta să ajungeți la un rezultat final de care el să fie mulțumit. Wir haben viele Kollaborationen, viel von unseren Partnern sind in Deutschland und es zeigt die Stärke von unserer Zusammenarbeit. Wir haben auch einen Standort in Bayern, in München. Es ist eine sehr dynamische Branche und die Kultur in jeder Firma ist sehr wichtig. Wir als Kultur sind sehr dynamisch und agil. Dacă mă gândesc la respectul pe care îl arată cei din jur față de colegi, de clienți, de partenerii noștri, din perspectiva asta, dacă e să judec după respect și seriozitate, cred că se regăsește într-o măsură foarte mare cultura germană în cultura firmei. Eu zice că avem o colaborare foarte strânsă, dat fiind faptul că majoritatea partenerilor noștri sunt din spațiul german și în special din Landul Bavaria, motiv pentru care practic noi ne-am deschis și un birou acolo, ca un capăt de pod și din același motiv ne pregătim să ne și extindem operațiunile locale în Bavaria. Și ca și o ultimă întrebare, cum ai descrie firma în care ne aflăm astăzi în trei cuvinte? Aș vrea ca cele trei cuvinte să fie germane, dar pentru că nu vorbesc germană, doar în română mă pot exprima. Eu aș spune că e cea mai tare firmă din oraș. Mit der Veranstaltung des Besuchers Bayern Meets Cluj
beschäftigte sich seitens des besuchten Unternehmens Denisa Seichian. Es gab eine Delegation von 30 Unternehmensmenschen und offiziellen Vertretern. Und die haben unser Unternehmen besucht. Wir waren eigentlich das einzige Unternehmen in Klausenburg, das sie besucht haben. Und wir haben irgendwie das ganze Unternehmen in 8 Kompetenzzentren aufgeteilt. Wir haben Boots, sogenannte Boots, organisiert. Und jedes Boot sollte ein Kompetenzzentrum darstellen. Es gab Vertreter natürlich aus dem Sales-Bereich, es gab Vertreter aus ihrem Spezialbereich. Und die haben der Delegation näher gebracht, womit wir uns eigentlich befassen. Für uns ist wichtig, Rumänien ist näher gekommen, ist EU-Mitglied, ist NATO-Mitglied. Wir haben eine sehr gute Infrastruktur hier in die, gerade nach Siebenbürgen, Flughafen von München aus. Wir haben sehr viele Rumänen, die in Bayern leben und wohnen, die aber auch wieder zurück wollen und dort leben und wohnen und die ihre Investments gerade in Siebenbürgen jetzt erhöhen wollen. Und da wollen wir sie unterstützen. Wie sieht so eine Unterstützung aus? Wir machen Unternehmerfahrten mit bayerischen Unternehmern, mit rumänischen Unternehmern. Wir sind im Bereich energieeffizientes Bauen, Technologietransfer, im Bereich Holz zugange. Und wir haben ein großes Privileg. Wir treffen immer Menschen hier, die Deutsch sprechen. Das heißt, wir haben kulturelle Nähe und wir haben eine sagenhafte Sprachkompetenz im Deutschen, die für uns ein Privileg ist. Dieses Unternehmen ist ein Symbol für die Zukunft dieses Landes. Junge Menschen, High Technology, fremdsprachig, also kann ich nur beglückwünschen, so viel Kompetenz zu sehen. Und die, auch, dass es eine Universitätsstadt ist hier in Klausenburg-Cluj, ist ein Zeichen für junges Leben in die Zukunft. Evreu fără frontiere este titlul incitant al volumului de debut semnat de Tiberiu Roth, o personalitate cunoscută a societății evrești din România și nu numai, care timp de peste 3 decenii a condus destinele comunității evreilor din Brașov și actualmente este președintele Asociației Sioniste din România. E o personalitate de capacitate foarte, foarte mare. Cine va citi cartea va desluși omul care de fapt este în acest autor. E un om care în cei 30 de ani a adunat o experiență foarte, foarte mare și are o activitate culturală, iudaică, mare. Cartea lui Tiberiu Roth, un legendarul președinte al, fost președinte al comunității evreiești din Brașov, o comunitate importantă, atât numeric, cât și prin ceea ce a dat localității, e un volum care ne dă puțin, ne oferă un spirit din ceea ce înseamnă evreitatea în România. Veți găsi foarte multe informații despre această imensă lume care e în multe părți locuită de evrei puțini, dar care poartă după ei istoria, tradițiile, amintirile unui popor care la ora actuală se poate mândri, dincolo de alte fapte realizate, că este cel mai longeviv din toate popoarele lumii. Împlinește acest an peste 4.000 de ani de existență, așa că merită să vorbim despre poporul evreu, care este, dacă vreți, eroul principal al acestei cărți. Cartea reunește scrierile publicate de autor pe parcursul mai multor ani în revista electronică Babel. Sunt note de călătorie în spațiu, timp și istorie legate de statul Israel și diaspora evreiască de pe mai multe continente. Este o istorie a călătorilor pe care eu însumi le-am făcut. Am călătorit mult în toată lumea, peste tot unde am călătorit,
am căutat rădăcinile și realitățile și realizările confraților mei evrei, care de-a lungul secolelor au fost în diferite părți ale lumii în care și eu am călătorit acum, și am scris despre ei. Cred că e interesant ce am scris despre ei, pentru că a fost vorba totdeauna de oameni deosebiți, de oameni interesanți, care au creat lucruri perene care rămân peste veacuri.